Este un episod în care Ana va avea parte de câteva surprize. Prima surpriză ar fi faptul că nu știe unde plecăm. Știe că plecăm abia de ieri. Ieri seara a aflat că plecăm. Ea știe că plecăm la Brașov. Îi facem o mică surpriză pentru că, după cum știți, Ana se află într-o perioadă mai specială din viața unei femei. Să zicem tot? Da. Că noi nu am zis anumite lucruri, și anume de ce sunt eu brusc grasă. Avem nevoie de puțin concediu. Și Ana, sigur, are nevoie de foarte mult concediu. Este ora 11 noaptea, Cuscri, o să aflați de curând de ce ne numim Cuscri între noi. Au fost la o nuntă, doar acum au ieșit de la nuntă și ne vom întâlni curând. Sunt curios care va fi reacția Anei. Credeți că se va supăra când va afla că nu mergem acasă la ea, la Brașov, și că mergem la mare? Ce vrem să facem, nu știu dacă ne iese, pentru că cortul nostru actual este doar de două persoane și am renunțat la corturile 4. Johnny și Marci nu au unde să doarmă, așa că am închiriat din București o rulotă. Cu ocazia asta experimentăm și tipul acesta de turism, către care s-ar putea să ne direcționăm, având în vedere că familia noastră de oițe se mărește. Ea de obicei doarme pe drum, mai ales că e noapte, mai ales când a fost destul de activă toată ziua. Iar în Sibiu, când vom merge pe Valea Oltului, cred că își va da seama. Bine. Și care a fost reacția Anei? Nu mă filmă. Nu știu ce vrei, nu știu ce în capul tău. V-am zis că va fi surprinsă. Da, cred că dacă îl pui, dacă nu îl calcă cineva. Hai. Crema. Cum e viața? Cu aer condiționat, e superbă, fără mori! Tragem plasa până jos să nu intreți în țarile! Tu să ai plasă de tânzac? Da, e pornită. E pornită? E bine. Da. Johnny, ești multifuncțional. Da, mi-am uitat greb la casă. Rănești în curte, faci mâncare. Da, ce se cere? Thank you.
ploua vărsată. La soare. Doar că la 120 de km de unde am filmat Ana azi dimineață. Pentru că am cam neglijat acest vlog. Am încercat să fie un pic de concediu, dar totuși să filmăm un pic. Și ne aflăm la Vadu. Pentru că aveam o mică programare vineri, oarecum de dimineață, în București. Și făceam destul de mult timp din Bulgaria. Hai să venim un pic mai aproape, tot la mare, tot pe o plajă oarecum sălbatică. Așa că am venit până la Vadu, pentru că de aici facem doar 3 ore până în București. Să zicem tot? Da. Că noi nu am zis anumite lucruri, și anume de ce sunt eu brusc grasă. Povestea noastră a început acum mai mult timp, nu am făcut absolut nimic ca public, pentru că sunt lucruri intime. Dar aș vrea să zic această mică povestioară, pentru că oricine are o rază de speranță, poate ar trebui să o aibă în continuare și să nu renunțe niciodată la visul lui. Eu cu Kiwi am încercat încă de acum 3 ani să facem un bebe. Am mai avut odată o sarcină pierdută, asta a fost, după care m-am îmbolnăvit de tiroidă. Poate o să discutăm și despre asta într-o zi, cum m-am vindecat eu de tiroidă, mai exact, Basel of Graves. Trecem și peste asta. Noi de vreun an de zile eram în curs de FIV și am avut și multe stimulări ovariene. Pentru cine cunoaște ce înseamnă, știe cât de greu este și cât de tare poate răvăși un organism. Cât de mult te epuizează și fizic și psihic. Și noi nu am avut o singură stimulare, pentru că rezerva mea ovariană este foarte mică. Am avut 3 stimulări ovariene, dintre care am reușit să prelevăm 3 ovule, din care toate 3 s-au fecundat. Deci am avut o rată de succes aproape de 100%, săracele, deci care erau șansele. Și în martie, din păcate, eu am avut niște probleme de familie. Tatăl meu era foarte bolnav, Dumnezeu să-l odihnească, cancer, clasic, ne mâncă pe toți de vii. Așa, iar după ce a murit tata la 4 zile, când ne-am întors în Cluj, eu să aflu că sunt gravidă, natural, după ce ne-am chinuit ca proștii, 3 ani de zile și 3 stimulări ovariene. Măcar și avem la congelator. Cam asta este povestea. Foarte pe scurt. Foarte, foarte, foarte pe scurt. Drumul a fost greu până aici. Cât avem? 20 de săptămâni. Deci mâine împlinim 20 de săptămâni. Iar controlul este la București, pentru că nu știm, din cauza problemelor mele, pe unde se poate scoate bebele. Nu se poate nici naștere naturală, iese din discuție, și cezariana s-ar putea să fie făcută pe sus sau vedem. Tocmai asta aflăm vineri. Ne ducem la guru. Ne-a trimis doamna doctor, a mea. Ieri am stat, într-adevăr, fetele în colac, nu știu ce, bam, ne-am jucat cu mingea de volei, n-avem nimic. Mă uitam pentru urme, ne-am ars ca proști. Ieri foarte entuziasmați, poate că de asta și datorită entuziasmului, nu am filmat nimic. În locația unde am stat ieri, este o zonă renumită pentru surf kiting. Și am văzut foarte multe zmeie și plăci de kite pe mare și în aer. În aer kite-urile, pe mare plăcile. Și am zis la John, am încercat să-mi fac așa un pic de anturaj și am zis, mă, hai să vedem, poate găsim un instructor, că păreau că sunt soțiți, adică erau foarte mulți care făceau independent treaba asta, dar erau câțiva care se vedeau că iau instrucțiuni sau instructaje de la alții. Și am zis, hai să vedem, poate găsim un instructor. Am găsit 2 instructori, unul dintre ei era liber, așa că am luat o oră de surf. Kiting. Prima oră nu ești în apă, adică pe noi ne-a băgat un pic în apă, dar tot cu un zmeu din ăla de jucărie, nu cu un kite adevărat. De jucărie. De un zmeuț, într-adevăr, te lua de pe picioare. Magii, că nu ne-am mai dus de la mașină să ne ducem încolo cu ei, tocmai că ne bătuse soarele prea mult în cap și ne-am echipat noi bine, am rămas la mașină și când uitam încolo pe plajă, numai zmei din alea mari, a lor. Da, așa că ne-am făcut primul curs de kite. E o chestie interesantă, teoretic trebuia azi dimineață să avem ora 2, lecția 2, dar ploua,
bătea vântul din direcția nepotrivită, așa că nu am mai putut să mergem să ne continuăm lecția, pentru că astăzi ne-ar fi promis că ne bagă în apă mai mult. Ieri am făcut doar ultimele exerciții un pic prin apă, ca să ne dăm seama cum s-ar mișca lucrurile în apă. Acum sărind peste burtica mea, care seamănă cu burtica Anei. Deci așa arată roșie. La fel și tălpile, labele. Sunt tot roșii. Da. Da. Știu că nici eu n-am voie să mă expun la soare, dar cu toate protecțiile și... Nici asta mult. Zici că a fost așa și ne ard. Băieții, pentru că noi ne-am campat deja, s-au dus să împingă o mașină care a rămas împotmolită. Dă-i bicepși! Gata? Uh-huh. Mijloc! 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 Dă-i năbuța! Haide, mijloc! 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 Dă-i năbuța! No! Nu-mi cape! Să nu-mi capă, că simt că e lărguț. Nu-mi cape! Simt că e lărguț. De bună voie și nesilită de nimeni, vrei să fii copilata mea anul toată viața? Nu-mi cape! Capă, că simt. Gata! Sunt reușit? Soasă. Reușit! N-am auzit nimic! N-am auzit nimic! Stai, că n-am auzit. Ce? Ce prostuț e. Mă mușcă muștele. Vrei? Nu. Dar nu ne zici, da sau nu? Că nu am auzit. Stai, la cameră. N-avem dovadă. Da? Da sau nu? Nu? Da. Of, nu. Cape. Să nu capă, că simt că e lărguț. Nu cape. Simt că e lărguț. De bună voie și nesilită de nimeni, vrei să fii copilata mea anul toată viața? Nu cape. Capă, că simt. Gata. Reușit. N-am auzit nimic. Da. Da, nu pot. Da, dar nu știu cine mâncă cu bită, cine mâncă cu rondea. Zici ceva? Gata? Cum era vorba aia urâtă? Roșii, n-ai tăiat. S-a mai legat un... S-a mai înhămat un bol la căruță. A zis o prietenul tău. Da, care e deja acolo. Și ce se întâmplă astăzi? Că iară ne trezim în altă locație și nu se știe nimic. Datorită din cauza de meduze pe timp de zi și țânțari pe timp de noapte, așa? S-a demonstrat că vadul nu este cea mai bună opțiune în această perioadă a anului. Așa că încercăm să schimbăm din nou locația într-o zonă mai friendly pentru toată lumea. Dar serios, să faci ceva variantă? Mai bine. Da? Eu nu o văd, nu pe alta. Ați cumplează 4x4. Ce
culoada acolo și noi venim în partea cealaltă. De ce nu o lăsați acolo? Iubitul meu! Ai de capul meu! Bună dimineața! Neața! Cum puteam începe dimineața decât cu o recuperare în alergătură maximă de împachetat totul? Nu știu câți dintre voi au auzit de cursa Balkan Bowl. Sunt niște băieți nebuni, în jur de vreo 100 și ceva, care în fiecare an fac turul Europei, turul Balcanilor, cu mașini, știu, din câte știu eu, undeva sub 500 de euro sau maxim sub 1000 de euro. Sunt în spatele nostru trei și lângă noi este una care se chinuie săraca de vreo jumătate de oră să facă acești 100 de metri. Hai să le dăm o mână de ajutor. Mână de ajutor, vă zic eu ce mână de ajutor, că nu o să fie nicio mână de ajutor. Numai de obicei rupem ceva sau facem ceva încercând să ajutăm. Înțeles de la Kiwi, adică nu știu dacă a apucat să zică mai devreme sau nu, că ei pur și simplu asta fac. Merg, deci sapă în continuare și împing mașina, sapă și împing mașina. Dar eu mă gândesc... Și de obicei nu cer ajutorul. Păi da, dar nu putem noi să ieșim de ei. Dar eu mă întreb, cu ceilalți doi de acolo ce se întâmplă? Sau noi prin ce parte ieșim? Ale acestui concediu. Nu chiar cele mai importante, să ne amintim de care au fost cele mai importante. Peace. Baby, haide, hai să mergem acasă! Vai, 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 vai! E bine, stăm! Când credeai că l-ai văzut pe tăti bine, cehoslovaciu și ți arată bulgăreștile lui Kiwi. Sincer, de curiozitatea din ce în ce mai mult pentru o tură pe în deșert.